Ce să spuneți? Da, eu vin și te iau, Mirme. Întoarce-te. Dar să știi că va trebui să supozi rigorile vremii. Viscole, vânturi, ploi. Hai că de ploaie nu mai e problema. Că de ploi nu mai plouă înăuntru. Viscole abundente, ploi, ninsori, fulgere trăznete. Și ce-o mai veni ele? Trebuie să fie pregătit. I-am spus, dacă vii la noi acasă aici, te îmbraci bine într-un cojoc, zdravăn, și trecem iarna pe un cojoc. Ce faci, Artur? Ce să fac? Nașule, pe acasă, pe aici, după cum se poate observa, am început să fac curat în grădină, dar îți dau și o veste. Dă-mă. Că sunt singur. Sunt singur. Că am avut o discuție cu Ramona și Ramona a zis că ea s-a săturat să mai vină aici, în drăpănătura asta mea de casă. Aia din spate de acolo? Aia, Marta. A zis că s-a săturat și vrea să stea la mama ei. Atunci stai tu la mama ta aici, în casa ta, și mă duc eu în drăpănătura mea. Pentru că mie nu-mi place la bărți ăștia. Nu-mi place, nu pot să mă ții acolo mai mult de 2-3 zile, o săptămână, să zic. Am stat o săptămână ca pe ghim. Dar am avut ceartă, scandal, n-am avut de ce să mă leg, m-am legat de televizor care i-am dat. Ai văzut? În cauza ta am pierdut și televizor. Iar ai ajuns la... Că dacă n-aveam televizorul, dacă nu mă păcăream o mică ta cu televizorul, eu, practic, să vă spun, eu n-am dus televizorul acolo ca să-l vând. Eu l-am dus acolo, zic, ca să-l folosesc, le rășurile, uite-mă ce televizor mare avea. Soacră-l mai cătă, bagă-l mai ca la mine. Bagă-l mai ca la mine, ce poate. Și ia 2 milioane. Acum că nu eram la pensie, mi-a mai dat 1 milion în plus, că am făcut scandal. Da, știu că mi-a zis tu. Mi-a mai dat 1 milion. Nu-i bine, tot nu-i mulțumesc. Nu-i bine. Nu-i bine. Dar păi... poate de Dumnezeu și Maica Domnului din cer și s-o strica. Că și... strica n-ar ce mai face cu el, tot eu trebuie să-l duc la repară și mai dau înapoi. Păi și cum i-a zis Martur la dărăpănătură? Și eu am venit la dărăpănătură, m-a întrebat Ramona, ce faci, ce să fac, uite, eu am făcut focul în cald, stau aici în dărăpănătura mea. Dar de ce i-a zis așa, i-a zis să pleci acasă și n-a mai vrut? Da, i-am zis să plecăm acasă și n-a vrut. N-a vrut nici ruptul capului. Ea nu merge, că s-a apăit și cu casa cu avem noi, cu dărăpănătura care o avem. Zice, n-ai văzut că se vede, se vede pe, păi mamă, zice, se vede pe ea. Cum se vede? Se vede de în casa afară. Păi și nu trebuie să vază, pe geam. Ce nu pe geam, se vede pe perete. Păi da, probabil că ai tu viziuni din asta paranormală și vezi pe perete direct. Nu pot să-mi explic altfel. Ce dacă se vede? Ce? N-are nimic, lasă-l de răpânătura și aseară zic, ce faci, Ramona? Ce fac, ce mi-e frig, ce fac focul? A, eu am o căldură aici, zic, stau aici, am făcut o căldură în dărăpânătura mea. De stai, mai eu aici, în tricou stai, în dărăpânătura. E idee? Păi și la Bălțești, ce, de ce nu-ți place? De ce nu vă mutați acolo? Eu acolo, pe aia, pe Dumnezeu. Nu-mi place, nu-mi place aici la mine. În dărăpânătura asta, da. În primul rând că dacă mă mut la Bălțești, nu mai văd să mai filmez. Cu mine. Deci soacră mea, fără filmări, maică, fără filmări. Ei, dacă fără filmări, stai singură. Dar stai și tu într-o casă ca lumea acolo. Nu-mi place. Poate să-mi facă și palat, nu. Nu vreau aici, aici. Și ce zicea că se vede din casa afară? Că se vede din casa afară. Păi și nu trebuie să vadă, zic, pe geam. Eu știam că nu pe geam, știi? Da, e ce pe găurile alea, nu? E cea de găuri. Eu zic, păi nu trebuie să vadă pe geam, măi, Ramona. Păi nu pe geam. Nu, că nu se vede pe geam. Se vede pe pereți. Da, trebuie să vadă și pe pereți. Băi, asta e adrenalină. Dacă nu simți viscol la iarnă când vine, că intră și la tine în casă nițel, să-ți mai schimbe aerul, n-ai făcut nimic. Ce? Casă de bolnavi. Ai casă de bolnavi cu... fără găuri, fără doar cu geam. De o dracu. Lui Ramona nu-i plac fenomenele astea extreme? Nu-i plac. Eu de-aia nici tavanul nu-l izolez. Lasă-l așa să intre aerul pe el. Păi ce, ne camuflăm aici, ce face? Bine, că poate să fac ceva. Poate că o să iau o scârțietoare de-aia de 3 și o să lipesc până untru, dar la vară o dau jos. Înapoi. La tine? De-aia vă spun că mie-mi place casa asta. Asta e casa modulară. De răpunătura mod... vara, iarna faci și vara demontezi. Da, dar n-a contribuit și Ramona, ți-a dat și ei idei. Ba da. Să o fac acum în ultima hal. Uite și tu cum arată, ce are? Uite. Foarte frumoasă și acum vreau să încep aici construcția. Să încep casa aici. Aolo, hai, dar stai așa, zi-mi și mai vine înapoi, ce ai, cu ce ai stabilit? Trebuie să mă duc astăzi la Bălțești, să vedem ce are de gând să facă. S-o aduci, să mă duc să iau și rețeta. Mă duc să iau și rețeta și... Mi-a zis aseară ce m-am plictisit și eu, zice pe aici. Cum te-ai plictisit acolo? Păi și unde vrei să mergi? Vreau să vin la noi acasă. Vai, în dărăpânătura de acasă?
Nu, e păcat, băi, mamă, bună, stai acolo, că n-ai zis tu că stai bine la mămica, că e casă bună, că nu te bate curentul. Păi nu mă bate curentul, dar zice, nu mă bate vântul, e drept că nu mă bate curentul, dar zice, nu e liniște, zice aici, e gălăgie. Ai gălăgie. Aaa, vezi tu, unde nu e liniște, e de răpânătură. Unde... Nu, invers. Unde nu e liniște, e casă exact, ca lume. Exact, am greșit. Așa. Unde nu e casă, unde nu e liniște, e de răpânătură. Unde e liniște, e... Unde e gălăgie, e și casă bună. Cum să spun, adică? Eu nu știu ce să spun acum. Ție mai rău. Ce să spune ție? Da, vezi și te iau, mie, mie. Întoarce-te. Dar să știi că va trebui să supoți rigorile vremii. Viscole, vânturi, ploi, hai că de ploaie nu mai e problema, că de ploi nu mai plouă înăuntru. Viscole abundente, ploi, ninsori, fulgere trăznete și ce-o mai veni ele. Trebuie să fie pregătit. I-am spus, dacă vii la noi acasă aici, te îmbraci bine într-un cojoc zdravăn și trecem iarna pe un cojoc. Le băgăm în sac de dormit. Păi, până îmi face un proiect, că m-am pomenit. Ce zici că ai făcut? Ieri m-am pomenit cu un băiat de la Ploiești, care tatălui e arhitect. Și aici, uitându-se el pe locul ăsta, aici pe terenul ăsta, mi-a zis, băiatule, fete, tu aici poți să-ți faci casă ca lumea, bă. Păi cum să fac casa aici? Uite cum faci, uite așa, așa mi-a explicat. Jumulești toată iarba asta întâi complet, mai sap de mal de aici. Că trebuie să vii la nivelul, dar trebuie să ajung la nivelul de aici. Vedeți că aici urcă. Sap de malul ăsta de aici, din pământul ăsta, tot până mal acolo. Vii cu un rând de saci unde-i gardul, cât stâlpul porții mici. Stai, Martur, stai așa că eu nu înțeleg. A venit un dita mai arhitectul și spune să faci casa din saci? Da, pentru că el are o casă făcută undeva așa, în felul ăsta. Arhitect, casă din saci? Casă din saci. Casă din saci și zice, jur că e făcută în BC Aur, dacă o vezi. Și ce cald am iarna în ea. Pentru că pământul ține cald iarna și răcoare vară. Înțelegi? Așa, și tu... Și, la saci este avantajul că e și avantaj și dezavantaj. E și dezavantaj și la țambre. Că este mult de muncă la țambre și cum nu avem noi apă, trebuie să cărăm apă, să avem apă, știi? Noi neavând apă în cantitate mare ca să facem țambre și fiind migălos, atunci faci la saci. La saci e dezavantajul că trebuie să cumperi saci, dar avantajul este că nu mai uzi pământul. Îl pui așa. Poți să pui pământul așa, cum este, știi? Și vii cu un rând de saci pe aici, pe partea asta, unde este gardul. Cât e gardul încolo, până la nivelul stâlpul porții. Dar eu să aibă 1,40 m cât a avut la casă acolo, știi, ăla, grămadă de saci. Deci vine până pe aici. Iar de aici, până pe aici, să vină peretele casei. Că de-aia s-au orientat de la terenul ăsta. Cu cât vine peretele de gros din partea asta, din partea aia, din partea aia, nu-ți mai rămâne mai nimic și să ai teren mult. Dar tu parcă le făceai mereu lângă casă ce voiai să faci. De ce nu ți-a zis păi să... Păi nu, stai cum faci, cum am hotărât acum. Mergem așa, avem două variante. Și acum sunt și eu arhitect, că nu-s prost. De ce să mă opresc eu cu camera aceea în butulug asta? Da, aici să mă opresc. Tu ești arhitect de dărăpânături? De ce să nu sparg eu acolo? Asta, să spargi ăsta. Sparg ăsta și mă duc până în prun. Mă duc până în prun, mă duc, știi?